cazul episcopului chinez care a fost trimis la închisoare de guvernul comunist din China pentru mai multe decenii a ajuns în atenția Congresului din Statele Unite. Episcopul James Xu Jimin a petrecut 40 de ani în închisoare, deoarece a refuzat să se supună guvernului chinez. Însă episcopul, care ar avea 88 de ani, nu a mai fost văzut de ani de zile și există această temere potrivit căreia el nu ar mai fi în viață. Membru al Congresului American, Chris Smith, a vorbit despre întâlnirea sa cu episcopul Xu, care a avut loc în urmă cu mulți ani. Episcopul Xu a vorbit cu delegația mea după ce a ținut predica într-un apartament mic pentru persecutorii săi. El s-a rugat mai ales pentru conducerea Partidului Comunist din China, care este nemiloasă și induce lumea în eroare. Guvernul chinez vrea să-l înlocuiască pe episcopul Xu cu un alt episcop, care aparține unei biserici controlate de stat. Alpha.